Hei, salutare prieteni! În episodul de astăzi, o zi din viața unui copil în preistorie. Anul trecut am avut o temă. Trebuia să descriu o zi din viața unui copil dintr-o altă zonă geografică. Dar dacă în loc să călătorim în spațiu, am călătorit în timp. Cum arăta viața unui copil acum 35-40 de mii de ani? Ah și Uma sunt veri. Au amândoi cam 12 primăveri. Locuiesc împreună cu bunicii, părinții și frații lor într-o peșteră mică. Ginta lor face parte dintr-un trib nu prea mare care s-a stabilit în zona cu puțin înainte de nașterea lor. A fost greu la început, însă în văile vecine trăiesc câteva triburi vechi de oameni ciudați, diferiți, obișnuiți cu locurile. Au învățat multe lucruri urmărindu-i. Credeți că Ah și Uma merg la școală, iar când vin acasă își fac temele? Apoi se joacă niște jocuri video sau ies în parc? Nu! Școala nu există! Scrisul nu a fost încă inventat, nu există electricitate, nici jocuri video, nici parcuri. Ah se trezește de dimineață, își ia sulița pentru a se alătura grupului de bărbați care pleacă la vânătoare. Sulița lui este doar un băț lung cu vârful întărit în foc. Abia așteaptă să își merite sulița cu vârf ascuțit, de piatră sau de corn. Ar fi minunat că astăzi trebuie să se întoarcă acasă cu un mamut, dar mamuții apar rar în zonă, preferă mai mult câmpia. Câmpia e departe, nu se pot întoarce acasă într-o singură zi, iar nopțile sunt reci și prădătorii sunt periculoși. Urși și lei de peșteră, lupi uriași și teribili dinți de sabie. De data aceasta au noroc la vânătoare. Deși pânda a durat mult, soarele trecuse de jumătatea cerului. Uneori se întorc la peșterie doar cu câțiva iepuri, dar acum reușesc să prindă un elan gigantic. E greu să-l ducă acasă întreg, dar fiecare parte este prețioasă. Din piele vor face haine, carne și măduva oaselor sunt pentru mâncare. Din stomac vor face un burduf pentru apă. Din oase vor face unelte, iar din coarne vor face vârfuri de suliță. Bărbații adună crengi și le împletesc. Le leagă cu corzi din tulpini subțiri răsucite. Au făcut câteva sănii, încarcă bucățile de elan și le trag spre peșterile lor. Ah a făcut o treabă bună astăzi, devine un vânător tot mai priceput. Ziua Umei începea tot dimineața de vreme. Se alătură grupului de femei și copii și pleacă să caute mâncare. Culeg fructe sălbatice, ciuperci și scormonesc pământul în căutare de rădăcini. Uma face asta în fiecare zi de când era mică. Deja a învățat care ciuperci trebuie ocolite, unde să găsească rădăcinile și care fructe sunt mai dulci și mai bune de mâncat. Se întorc la peșteri, încep să coacă rădăcinile și ciupercile. Mai au timp până se întorc bărbații. Câteva femei au grijă de copii, unele zdrobesc niște semințe. Uma se alătură celor două femei care lucrează pieile. Pielea a fost deja curățată. Acum cos bucățile. Întâi taie câteva fâșii subțiri folosind o piatră ascuțită. Cu bucata ascuțită de os fac câteva găuri pe margine, apoi trec fâșiile de piele prin găuri, legând bucățile mari între ele. Când se întorc vânătorii, locul arată ca un funicar. Focul trebuie întețit, o parte din bucățile de carne trebuie puse la fript, cealaltă parte este agățată la înălțime, pe supost din crengi sau în copaci, ca să nu fie furate de animale de pradă. Pielea este curățată și lăsată la uscat. Deja se lasă seara, se adună toți în jurul focului, mănâncă, spun povești, un bătrân scoate fluierașul de os și începe să cânte. Ah este fericit că a fost lăudat pentru munca lui. Deja se gândește cum să deseneze scena de vânătoare de azi pe pereții peșterii sale. Toată lumea pleacă la culcare. Mâine va fi o nouă zi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like și să vă abonați la canalul meu. Puteți să scrieți în comentarii ce v-ar mai plăcea să vedeți. Pe curând!